cod roșu pentru inundații pe Pâraie și pe torenții de pe versant. Sigur că în cursul dimineții astăzi noapte și în cursul dimineții de astăzi, intensitatea ploilor și în județul Timiș a fost destul de mare și cantitățile de apă căzute pe metru pătrat au fost în de apă de peste 110 litri și acest lucru a determinat ca râul Bârzava să crească și probabil că aici fiind și o zonă de șes, apele care au căzut staționează neavând unde se scurge. Domnul prefect m-a informat că a spart acest drum pentru ca apele să scurgă în râul Bârzava. Imediat o să discut cu toți cei responsabili ce soluție găsim ca să evacuăm din această zonă apa cât mai repede, având în vedere că aproape 200 de case sunt afectate și cetățenii au fost evacuați, am înțeles, la internatul din localitate, de la liceu din localitate. Mai e un sat izolat unde s-a ajuns doar cu barca, imediat o să intervenim cu elicopter de la Ministerul Apărării Naționale să vedem ce se întâmplă și dacă sunt probleme deosebite în acel sat. Prognozele pentru orele următoare sunt tot de cod portocaliu pe această zonă, cu o scădere a intensității precipitațiilor pe județul Timiș și cu oarecare intensitate pe Caraș, dar cu cea mai mare intensitate și cu cantități mai mari de precipitații în județul Mehedin și în județul Doș. Eu sunt de aseară în zonă, am avut un comandament județean la turnul Severin, aseară la Reșița. Am luat în primul rând măsuri ca populația să fie înștiințată despre posibilitatea producerii unor fenomene extreme și de asemenea măsuri ca dacă acestea se produc și, exact, repet, dacă se produc, să se intervină pentru evacuarea populației și pentru salvarea oamenilor. Vedem cum evoluează situația în orele următoare. Eu voi rămâne în zonă. Împreună cu vicepremierul Oprea am dislocat forțe și din alte județe limitrofe, de la Isu, din județele Arad, județele Sibiu, pentru județul Timiș și de la Sibiu pentru județul Mehedinț. De la Ministerul Apărării Naționale, așa cum deja am anunțat aseară, avem dislocați 100 de militari la turnul Severin de la Craiova. Sunt militari de la brigada din Timișoara care intervin imediat și sunt pregătiți să intervină și de asemenea am alamat și batalionul de la Arad care într-o situație deosebită poate să intervină în sprijinul populației. Sigur, acum trebuie să vedem editul de la Bârzava, pentru că se pare că pe Caraș vor mai fi precipitați în oamenii. Cât vă trebuie să aduceți pompele? În ziua Timișoara, în momentul de față, a fost eliberată forțada de accesul de la Căsul de Cântăvin în Coacea. Păi nu, că de asta durează încă 2-3 ore până ne pregătim. 2-3 ore poți să vină pompele. Cetățenii care au fost evacuați le-ați asigurat și masă și tot ce trebuie la căminul nostru, la cultural și la internatul de băieți. Acum îi se pregătește și o ciorbă, sandvișuri. Mulți au plecat și la rude, nu toți au dus. Și, domnul prezident, dacă mai aveți nevoie de alte forțe, să cerem în alte județe și pompe. La momentul de față, problema cea mai mare e când va torna. Pompele alea cu 4-4 și am făcut. Pompele care sunt la centrul regional pentru prevenirea inundațiilor, pompele acelea care le-am primit și în Serbia. Domnul Suleman. E o pompă de mare capacitate. E o pompă de mare capacitate și una de mare. În primăvară am mai mult capacitate. Care au fost în Serbia, care am aruncat. Pompe de mare capacitate, nu e nevoie de alt ajutor.
în altă parte. Dacă intră, important este să avem un să evacuăm. Important este să poți să o evacuezi în ceea ce așa. Deci aici a sunat două cu capul. Vin și eu sau? Da, vin și tu! Haide, stai acolo, ca să știți ce aveți. Și discute cu dumneavoastră.